Hei, salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod din seria inginerului agronom Te Farming Simulator aici pe Palenie Dragilor, a trecut un an. Uh, din păcate nu s-a despaurat uh, zăpada cum ar fi trebuit din toate locurile. A, nu, asta este doar. Uh, ok, este doar un sol tratat de Vermeer. Uh, suntem în martie, dragilor, și cred că lucrările deja au început să curgă. Dacă nu mă înșel, nu, <laughs> doar un singur job de, de, de arătură. Ok, ok, da mai, mai avem de aștepta până când, uh, până când o să apară joburi, dar nu nu e nicio problemă, pentru că mai avem un pic de treabă pe aici prin ferma noastră. După că te știți, data trecută, am tras un pic mai tare ca să avem uh, aceste două ferme de găini, plus 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 plus, plus această uh, seră. Acum în seara asta am pus niște strawberries și au mai, au mai crescut căpșunile, uh, am plantat strawberries și au, au crescut căpșuni, da. Uh, avem în momentul de față 9254 de litri, ceea ce cred eu că se traduce în 9 tone, probabil, <laughs> nu știu, nu știu ce înseamnă asta. Uh, o să dăm aici spawn items. E... Să vedem ce capacitate pot avea 19 paleti Stai, putem să-i configurăm E un pic cam straniu Modul în care funcționează asta Deci eu am 9254 Ceea ce înseamnă că rezultă 19 paleți Care se spawnează Oh, da Da, ok Ok, vine a mea, vine a mea, ok Ok, super, Uh, și ăștia sunt uh, paleți pe care îi pot ridica. Nu, ok. A meritat încercarea. Ok, da. Um, astăzi avem, uh, avem noi stivuitorul ăsta masiv tibetanic. E, e efectiv, efectiv un tractor va vai de morții lui la care i s-a pus o greutate aici în spate, i s-a pus, uh, i s-a schimbat un picuț șasiul, s-a upgradat un picuț ca să, ca să suporte chestia asta de în față. S-a pus uh, scauniciul la Ford și asta uh, este, asta este tractorul, dragilor. Uh, scuze, stivuitorul. acum ce vreau eu să facem este în felul următor. Să ne colectăm uh, bănuții de pă, de pe toate astea. Cred că m-am blocat. M-am blocat, nu așa? Oh my god, terenul aici este incredibil uh, abrupt. Și cred că ar fi cazul să, să îndreptăm un picut, Stai așa că nu mai știu unde era. Uh, construction. Nu prea mai avem bani deloc, dar... Ia să vedem. E, e, Asta nu face altceva decât să scoate iarbă cumva? Văd că nu mai are niciun ban. Yep. Uh. Cum scăpăm noi de aici? Ia vezi bă că cumva, cumva am scăpat. Foarte prost că nu pot edita terenul aici. Adică, nu știu. Foarte, foarte ciudat. Anyway, e, deci, o să, o să încărcăm noi astea în această remorcă splendidă pe care am, am cumpărat-o eu și o să transportăm cu tractoriciu ăsta nici măcar nu știu unde aș putea să vând o ouăle asta hai să vedem care sunt care sunt prețurile e, tu, 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 tu. Oh, oh. Oh, oh. putem să le vindem chiar aici, aproape la Cocii Express, care ci că e un preț E un preț nasol, 903 euro. Hm, <coughs> <Cică. coughs> Ok. Uh, îl punem... Mai... Să mai dăm un pic cu, -cu spatele. E, eh, bun. Așa, și acum... Păsta ar trebui să mutăm noi așa, bun. Și cum ar trebui eu să pot să l iau pe ăsta? Hmm. hmm... Oh! Oh, oh! Bun! Bun, 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 bun. Hai că suntem în... Uh, suntem în, uh, în grafic. Oh, da, am uitat că paletul ăsta are, are funcție de autoload, paletul. Însă nu aș vrea să folosim funcția de autoload. Aș vrea să... să jucăm așa, normal. Asta este și motivul pentru care am cumpărat uh, șumecheria asta de, uh, de stivuitor Bine, asta până când cel mai probabil că o să ne plictisim Pentru că sunt foarte mulți paleți Și uh, transportul de paleți în jocul ăsta este extraordinar de tedious Motiv pentru care uh, și există acele autoloadere uh, Cred că ar fi fost interesant dacă în jocul ăsta ar fi existat un principiu în care să-ți lași o remorca acolo și pur și simplu să ți se umple remorca uh, Progresiv să ți se umple remorca Ar fi fost o chestie uh, Tot apare sărăcia asta de la Corsplay Și nu prea știu cum să o dezactivez De, de, de fiecare dată când apăs click dreapta apare chestia aia uh, Oh my god Aleții ăștia sunt uh, sunt altceva, să, să, fiu sincer cu voi. Hai, meni, ești de acolo! S-a blocat paletul! Stai! Cum am blocat eu? O, oh. o... Oh. Da, treaba asta o să fie mai greu decât mi-am imaginat. <laughs> n bon, am încărcat remorcuța. Am făcut un picus de ambuteaj aici. Da, nu e nicio problemă, nu e nicio supărare. Sunt francezi, pot să rabde. E, hai să mergem să vindem toate chestiile astea la Coci Express, să vedem câți bănuți putem face. Ups. E, trebuie să avem foarte mare grijă că tractoriciul ăsta al nostru nu are cine știe ce capacitate și... E, e, foarte, foarte ușor se poate bloca. <laughs> Așa, asta este zona pentru livrări. Ama sunt două, este una aici și mai este încă una. Oh. Never mind. Au început să se despartă, Baleți au început să vină bani. Haide! Nice. Uh, nu știu dacă îi dau unload here. Se descarcă mai repede? Pot se vând, dar uh, cred că oh my god, s-au buguit paleții Hai să încercăm. Așa. Și uite ce s-ar fi întâmplat dacă nu aș fi avut eu autoload. S-ar fi ales praful de toată munca mea. Bun, 4000 de euro. Bine. Bine. Să vindem și pastea. Haide-vă, vindeți-vă mai repede. Bă, nu e rău. Nu este rău deloc. De la 900 de euro am 4500, aproape 4500 de, de, euro. Deci e super, super big bombastic. E, cred că o să mai bag eu de bani ăștia, o să mai bag... Uh, apa, apa, pe care o bag în, uh, în sera respectivă mă costă. Mă costă undeva la 200 de euro. ce, ce nu este foarte mult. Dar este un proces un pic cam tedious pentru că trebuie să uh, îl repet iară și iară și iară. Pentru că tankul ăsta este un tank destul de destul de mititel uh, și na, durează, durează ceva până se umple, se umple mai greu și așa mai departe. Dar uh, capacitatea solarului de apă... Mmm... 20.000 de litri și în momentul de față am 3.700 de litri. A, și fi atent că mai am paleți. Mai am vreo... Cred că, cred că mai, iese vreo 5, mai ies vreo 5 paleți din, din toată treaba aia. Uh, să vedem cum mă dau și eu. Eventual mă dau cu spatele și ies pe acolo. Da, locul este foarte strâmt și uh, să fiu sincer... Uh, până când uh, o să-mi fac o o fermă ca lumea Aș vrea să mai Să mai stăm un pic aici Să mai strângem niște bănuți Nu aș vrea să investim foarte mult În, în ferma asta Pentru că Băi, e o fermă destul de dificilă Like, e destul de dificilă Uitați-vă și voi cât Că trebuie să mă chinui Să urc de lulețurile astea N-are nici cea mai mare capacitate Sărăcia asta de tractor Deci nici, nici asta nu mă ajută foarte Foarte mult uh, Probleme Probleme Adevărate, adevărate probleme. Mă gândesc că în viitor aș putea să cumpăr... Ia să vedem ce alte parcele mai sunt disponibile. Deci noi avem parcila 21 și 124. Acum mai există parcela 108 care mă costă 53.000 de euro. Nu am văzut totuși ce, ce conține parcela asta. Uh, ia să vedem. Este care este? 108. Tot mai un pic greu să o localizez. A, 108, 108 teoretic nu este o parcelă. Ci sunt, sunt magazinele astea, Coci Express. Păi bun, nu, 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 nu vreau să nu vreau să cumpăr magazinele, ca nu mă ajută cu nimic în momentul de față. Uh, Uite, terenul ăsta costă 25.000 de euro. Ia hai să vedem cam ce este pe terenul ăsta. Bă, s-ar vedea o fermă destul de potentă, destul de interesantă. Numai că problema mea este că e un picuț cam mică suprafața. Nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Probabil că... Nu, asta ține de mapă. Probabil că cea mai inteligentă mișcare ar fi dacă am cumpărat noi terenul 19, uh, foarte aproape de terenul 21 și eventual să transformăm terenul 19 în, uh, uh, în fermă sau o, o bună parte din terenul 19 în fermă. Acum nu știu cât de drept e terenul 19, ăsta ar fi terenul 19. Uh, și ăsta la rândul lui e tot în pantă. Probabil că singurul teren cel mai, cel mai bun ar fi ăsta, pentru că ăsta nu este în pantă, tot restul e efectiv într-o într, -o, într -o pantă. Și o să vedem terenul 16. Terenul 16 costă 42.000 de euro. Ok, atunci îl transformăm pe ăsta în următorul nostru target. Să cumpărăm terenul, terenul 16 eventual aș vrea să ne cumpărăm și un tractor un pic mai, mai potent. În momentul de față avem un tractor de 40 și... Am meniu. 40 și ceva de cai putere. Dacă vrea să-mi arată jocul. Astăzi. Da, 42 de, 42 de cai putere. Masei Ferguson. Ok. Și aici să vedem ce putem să luăm de mai mulți cai putere. Ar fi tractorul ăsta care este la 50 de cai putere. Eventual, aș putea să iau tot o, un trocarici de ăsta mic, care îmi permite să-l upgradez până la 55 de cai putere. Uh, sau, eventual, aș putea să iau un alt Massey Ferguson, pe care îl pot upgradea până la 57. Mm, uite, ăsta pot să-l upgradez până la ci, uh, 60. Hmm. și am și tractoriciul ăsta din, din primii expansion foarte drăguț <laughs> oh, și nu mai zicem de acest case de la 85 până la 150 de cai putere mai există un tractor mai, mai puternic? nu deci ar fi tractorul ăsta la 12.000 de euro e un preț chiar foarte, foarte decent pot să-l iau eventual pe acela după care, după cum știți, eu trebuie să iau uh, utilajele treptat. Deci în momentul de față noi avem un motor de 42 de cai putere și teoretic ar trebui să luăm următorul motor care ar fi undeva la 40 și, mă rog, 49, 47 de cai putere. Uite ăsta, 47 de cai putere ar fi ok. la uh, îl upgradăm până la 60 de cai putere, după care Vom, vom trece la următorul tractor care este acesta, de la 75 până la 92 de cai putere. Este un proces foarte tedious, da, sunt de acord cu voi. Este un proces foarte obositor, dar după, după cum știți, în momentul în care am început seria aceasta, mi-am pus în plan să Uh, să facem să facem un farming simulator hardcore, cât, cât de hardcore se poate. Uh, în același timp să să păstrăm și o doză de realism, ca și când am fi început cu uh, o fermă din, din viața reală. Cam cam asta a fost problema În fine. Hai să terminăm de umplut cu cu apă aici șmecheria asta și eventual să mai să mai transportăm câțiva paleți. Suntem deja în 2 aprilie, dragii mei prieteni. Am mai vândut câteva din din căpșunicile pe care pe care le-am avut. Găinile astea sunt un picut cam high maintenance și nu prea avem bani în momentul de față să să mai cumpărăm să mai cumpărăm grâu. Acum strategia mea cu găinile astea era ca eu să vin să recoltez speltul acesta pe care, pe care l-am pus aici și să-l dau la găini. Problema este că mai durează ceva până când va fi gata de recoltat și da, o să trebuiască să punem o mică pauză la producția noastră de la găini. Din fericire, pentru mine, au apărut câteva joburi de fertilizare. Asta este jobul meu preferat. De ce? Pentru că joburile de fertilizare în general sunt extraordinar de benefice. Vin eu și iau, de exemplu, tractorul ăsta cu combinate cu joburile acestea. Super. Și hai să ne teleportăm la tractorici. Mașinăria asta de împrăștiat împrăștie pe o distanță de 36 de metri. Ceea ce tradus în uh, timpul de pe Uh, farming Simulator și timpul din viața reală Înseamnă foarte puțin timp Petrecut la uh, fertilizare Ceea ce este excepțional Este super perfect Este mai bun uh, jobul ăsta Decât uh, jobul de, de stropire, Pentru că jobul ăsta de fertilizare Mașinăria asta de fertilizare Este o mașină foarte simplă Ai aici o Mega Benă Uh, și ai aici două discuri care aruncă, aruncă granulele. Vorbim de azotat de amoniu sau nitrat de amoniu, depinde de, de caz, uh, care se, se, distribuie uniform pe, pe teren. Uh, este un principiu foarte similar cu sărărița, nu știu dacă ați văzut vreodată o sărăriță în acțiune. Uh, pur și simplu niște discuri care se învârt și aruncă, aruncă chestii. Super simplu. Um, viteza de deplasare este bineînțeles destul de, destul de mare Hai să vedem A, uite mă Uite mă, Garden Substrat Mănior, uite, astea sunt chestiile pe care putem să... Oh. Da mă, substrat de grădină Mamă, păi fiți atenți băi fraților Că ne activăm imediat ferma Cea de-a doua fermă solid și fii atent că există, există uh, fertilizant solid de la diverse firme. Mamă, fii atent cât de mișto! Cât de mișto! Îmi pare foarte rău că nu am folosit astea mai devreme. Îmi pare foarte rău. Solid fertilizer. Ok. Deci ar veni 2800 pentru fertilizantul ăsta. Și o să vedeți voi pentru 2800 câte joburi facem noi de fertilizare. O pe tot aici. Bam 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 750. Acum eu mai am și uh, mai am și un mod lansat de Uniunea Euro Europeană de uh, precision precision farming care practic ce face promovează, promovează fermele, fermele cu agricultură de precizie practic noi avem un monitor care ne indică cantitatea aruncată pe metru pătrat și modul asta permite uh, ca tu să nu mai pierzi să nu mai pierzi cantități pe zonele în care deja ai uh, ai fertilizat sau ai herbicidat. Este o fertilizare sau o erbicidare de precizie care modul ăsta îmi place foarte mult. Deci foarte mult îmi place modul ăsta. Și mă bucur că Uniunea Europeană a făcut așa ceva. Sper să avem același, același DLC și pe Farming Simulator 25. Asta a fost scos acum câțiva ani. DLC-ul acesta. Este un DLC gratis, nu, nu costă absolut nimic. Așa. Bun. Și uite, avem uh, automatic application rate. Uh, pornim șmecheria și uh, uitați vă. Dacă ne uităm de sus, uitați și voi ce ce zonă acoperă acoperă șmecheria asta. Și partea miștoie că nu trebuie să uh, nu trebuie să fertilizez chiar absolut toată toată suprafața, pot să mai ratez anumite anumite colțișoare. Și o chestie foarte mișto, tot, tot la modul ăsta, tot la DLC-ul ăsta, este faptul că eu pot să văd... Nu știu dacă era și în varianta originală a jocului, că nu, nu prea am jucat Farming Simulator fără moduri, dar uh, îmi place că pot să văd asta pe hartă. Pot să văd ceea ce fac eu în momentul de față pe harta aceea uh, și în felul ăsta îmi dau seama bă, am, am ratat un petec sau nu am ratat un petec, fără să mai... Trebuie să mai deschid eu harta de fiecare dată. Foarte mișto! Wow! După ceva muncă am terminat uh, și contractele acestea, preferatele mele, și am făcut 17.000 de euro! Ce înseamnă că rezultă că acum oficial putem să beneficiem de un nou tractor. O să luăm pe ăsta la 47 de căluți putere. Și uh, varianta standard, 47, ok. Se mai poate upgrada și cu niște greutăți. Bă, astea să știi că sunt foarte utile. Sunt foarte utile, așa că am să le iau. Uh, high clearance. Bă, fii atent că asta e caterincă. Asta e destul de caterincă. Ce alte configurări mai avem? Uh, mamă. Avem, avem configurarea de 240 de căluți putere. Mă rog, 240, varianta 240, 60 de căluți putere. Uh, eu o să iau varianta High Clearance. Vreau să, vreau să fie un pic mai, mai sus. There we go. 14.000 de euro. Adio vindem bineînțeles vechiul, uh, vechiul tractor a fost, uh, a fost foarte util a fost foarte bun cât, uh, cât a fost dar deja nu mai <laughs> am înregistrat pe el aproape 3 ore incredibil a sosit timpul ca masei Ferguson 35 să dispară regrete eterne și să ne luăm noul tractorici Ehei, hei! He. He he. he he. Începem deja să intrăm uh, în uh, în lumea bună. Tractor cu 47 de cai putere, dați-vă la o parte. Dar, ră, sunt 5 cai putere peste ăla, dar avantajul asta este că fiind un picuț mai sus, o să pot să manevrez mult mai bine, mult mai bine remorca. U, uh, și dacă toți suntem aici, mamă. Deci dacă toți suntem aici, fii atent. Hai să hai să aducem remorcuța aia de uh, absorbe toți paleții că vreau să pornim cea de-a doua mă rog, a, aș fi zis seră, dar nu este seră, e practic doar o grădină. Vreau să vreau să dăm drumul la grădină. Pă, din păcate remorca de autoload nu prea le poate încărca așa că trebuie să le încarc manual. Există și paleți, dar nu mi-am dat eu seama să iau să iau paleții din prima. Din fericire, ăștia au 50 de... Aproximativ 50 de kilograme, așa că putem să-i luăm, să luăm cu mâna. Nu, nu folosim Super Strength în momentul de față. As FYI. Că uite, se poate vedea și pe asta. Um, yeah. uh, din păcate, nu avem o singură... O singură chestie foarte importantă. Avem nevoie deci, în momentul de față, avem așa, solid fertilizer, da. Avem semințe, avem manure, avem garden substrat, apă putem să transportăm de acolo. Nu avem în momentul de față paie. Deci sunt o problemă, o problemă destul, de, destul de mare și o să trebuiască să mai așteptăm noi până când o să putem să, o să putem să activăm ferma aceea. O să trebuiască să recoltăm ceea ce avem noi în momentul de față și să uh, folosim remorcuța aceea pe care, pe care am luat-o ca să adunăm toate, toate paiele în urma, în urma recoltării. Nu neapărat la mine, cât și la, și la alții. Dacă găsim un contract din ăsta pentru harvesting, bine, n-are cum să fie acum că suntem în, în, aprilie, mai avem, mai avem ceva de așteptat până la vară. Anyway, cam atât și pentru astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. După te vedeți, am reușit să facem un profit destul de Frumușel, o să mai continuăm noi cu alte mici contracte ca să mai facem rost de niște bănuți să pregătim, să pregătim pentru următoarele noastre aventuri. Vă doresc o zi minunată și ne revedem data viitoare. Pa!